Marxism în stare pură în manualele românești. Ce mai învață copiii de clasa 5-a la educație socială? Părinții sunt prezentați ca opresori care le vor răul, iar singura soluție e să fugă de acasă după ce au apărut fotografii cu noile manuale de clasa 4 -a de la educație socială, în care copiii sunt educați că sunt cetățeni globali, nu ai unei anumite națiuni, și li se spune că cei care iubesc România mai mult decât planeta sunt șovini, a venit rândul manualelor de clasa 5 -a. În manualul de clasa 5 -a, ca exemple pentru piesele de teatru, sunt datele scenarii în care copiii sunt prezentați drept oprimați, iar părinții opresori. De exemplu, este considerat opresor tatăl care crede că fica sa trebuie să aibă grijă de casă și de copii. Bărbatul este prezentat ca o amenințare pentru familie și copii. Scena de teatru se sfârșește ca un plan care prevede fuga de acasă a fiicei. Un alt scenariu o prezintă opresoare pe mama care își dorește ca fiul ei să devină medic. Copilul opresat este reliefat ca un spirit revoluționar care țipă la mama sa. Acest al doilea scenariu se termină cu întoarcerea copilului împotriva mamei sale de către tată. Bărbatul îi spune copilului că a părăsit familia din cauza soției, mama, copilului și soacrei. Ambele cazuri prezintă cât se poate de evident scenarii de distrugere a unității familiei. Pentru copiii de clasa 5 -a, acestea pot fi modele de urmat, mai ales în tatonările specifice vârstei pe care le au cu părinții lor. Dacă odinoară lupta era între burghezi și proletari, acum lupta e între copii și părinți. Sau cum sugera Cosmin Prelipceanu să-i scăpăm pe copii de părinții lor. Relatează